O să vă dau o veste bombă, o veste șoc. Nu sunt iubitul Cleopatrei Stratan, nu sunt eu norocosul Ghiță. Tot ce s-a speculat este absolut fals. Nu știu cine a dat știrea asta. Noi suntem foarte buni prieteni, ne place să facem muzică împreună și n-a fost niciodată mai mult decât, n-a fost vorba mai mult decât muzică și de a scoate o piesă. Repet, Cleopatra este un om absolut extraordinar, o artistă excepțională și o prietenă minunată. Dar doar atât. Și am, dar ce-o fi fost în capul meu să zic eu că nu? Când de fapt acum e da. Și la momentul respectiv noi eram împreună, eram foarte buni prieteni, colegi de studiu, adică exista chimia aia și conexiunea chiar de atunci, doar că nu era mai mult. Acum e. Vreau să-mi spuneți ce, măcar un lucru, deși știu sigur că sunt mult mai multe, care vă place ție la Eduard și ție la Cleopatra. Unul și bun, da? Două, trei și... Tot! Serios? Am zis totul într-un cuvânt. Da. Există ceva care să vă enerveze unul la celălalt? Nu, absolut deloc. Dar cum ar putea să mă enerveze o ființă atât de perfectă și de frumoasă? Și niciodată. Planul de a cânta împreună sau de a face chestii împreună muzical? Păi am lansat acum Dragoste, vă rog, acum o lună și urmează și alte colaborări împreună. Urmează o piesă foarte frumoasă despre noi, aș putea da. Să spun. O să ne definească în totalitate. E da. Fix despre ce, cum am pornit noi și unde ne aflăm acum. Da. În București? Eu deocamdată locuiesc la Chișinău cu familia, dar o să termin liceul și mă stabilesc aici. Deci și vin a început aici. Numărătoarea inversă. Da, pentru că în 6 luni, gata. În jumătate de an ne mutăm împreună. Este. Doamne, abia aștept. De n-ar putea să fie acum iunie. Ar fi tare. Da.